inaugura o nouă expoziție de artă plastică, de data aceasta, cu lucrări semnate de domnul Dumitru Popa, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Cluj. Ne bucură și ne încurajează totodată faptul că primim din ce în ce mai multe cereri de a organiza expoziții temporare de artă plastică și fotografie, ceea ce dovedește că muzeul, în ultimii ani, prin activitățile desfășurate, a reintrat oarecum în conștiința consumatorului de cultură. Cum bine știți, noi suntem un muzeu preponderent de arheologie și istorie, cu toate acestea însă avem o bună colaborare, chiar foarte bună colaborare cu artiștii plastici, cum bine știți, în toamnă, Adrian Țoc și Stanca Țoc au expus în această sală. Cu Alexandru Picovici și cu Adrian Țoc am organizat mai multe ateliere de pedagogie muzeală cu elevii școlilor din Turda. Acum, în 2014, dacă nu mă înșel, de zilele municipiului Turda, am organizat o expoziție în colaborare cu artiști din Ungaria, la care, de asemenea, au expus un grup de artiști din Turda, Alin Vâlcu, parcă, Gheorghe Roșa, domnul Șuba, de asemenea s-a înscris printre participanți. Prin urmare, așa cum vedeți, nimeni nu este lăsat deoparte. La Palatul Princiar a expus de asemenea Corneliu Vana, iar Clubul Foto România, coordonat de Cătălin Balog, a fost găzduit cu mai multe expoziții de fotografie. Figura centrală a evenimentului de astăzi este Dumitru Popa. Prin urmare, despre activitatea sa și mai ales despre aceste frumoase lucrări realizate, unele pictură în acrilic pe pânză, dacă nu mă înșel, și aceste instalații din spațiile nostru, aceste instalații viu colorate și realizate din folosirea materialelor recuperate, recuperabile. O invit să ne vorbească pe doamna Felicia Leceanu și pe domnul Iosif Stegan. Vă mulțumesc! Bună ziua! Iată-ne la o expoziție de artă modernă și ce bine stă unei expoziții de artă modernă, totuși, într-o clădire clasică, cu asemenea noblețe, ceea ce înseamnă că nu există un antagonism între clasic și modern. Este o expoziție extraordinară, chiar de avantgardă, secolul trecut, secolul 20, fiind bântuit de cele mai multe curente și tendințe în artă, așa cum și istoric vorbind a fost bântuit, iată că dă la lumină creații cu totul neașteptate. Este o expoziție de avantgardă aceasta, o expoziție care cuprinde lucrări atât pictură, cât și lucrări în ready-made univers. Toate acele elemente nu este neapărat nevoie să înțelegem în universul real, ci s-ar putea și în universul gândirii, în primul rând. Pentru că meandrele gândirii sunt absolut infinite și marea luptă pe care o dă artistul și artistul modern este, în primul rând, cu sine. În momentul în care are o reușită în universul său, înseamnă că a biruit clipa. Clipa fiind efemeră, totuși a reținut-o în creația sa. Elementele acestea avantgardiste, observăm, nu au de-a face cu vârsta. Ca să fii modern, nu trebuie să fii nici tânăr, nici de o altă vârstă, ci doar trebuie să fii artist, trebuie doar să creezi. Dintr-o fereastră care a avut oarecare istorie și a acumulat oarecare cărere într-o casă, iată că se face o poartă spre un univers. Un univers cald sau... Sunt dumneavoastră la acest vernisaj, vernisajul lui Dumitru Popa, colegul și prietenul nostru, care a început anul 2016 sub cele mai bune auspicii. Și când spun asta, mă gândesc la faptul că o lucrare de-a dânsului a fost selecționată de juriu de la Cluj, a intrat în salonul de iarnă, în cadrul marii expoziții care a avut loc la Muzeul Național de Artă din Cluj-Napoca, în luna decembrie și s-a continuat până ianuarie. Pe
Pe urma luna ianuarie, participarea domniei sale la salonul de iarnă la Galeria Municipală de Artă din Turda, alături de colegii săi de la Filarmonia Turda. Din 4 februarie suntem prezenți la o mare, mare expoziție la Școala Populară de Artă din Cluj-Napoca, unde sunt participanți artiști din circa 20 de orașe ale României, cu un număr foarte mare de lucrări de pictură, sculptură, grafică, fotografie, artă, design și așa, o expoziție bogată. Se spune că nu a mai fost văzută în județul Cluj de foarte multă vreme. În continuare, domnia sa are în program, pe lângă această expoziție personală pe care iată astăzi, 12 februarie, o deschide în cadrul Muzeului de Istorie Turda, următorul pas în 25 februarie, împreună cu alți artiști plastici, cu turdeanul Nechifor Gavril și cu încă doi artiști plastici de la Sighișoara, membri ai societății noastre, vor deschide o expoziție în cadrul Galeriei Municipale de Artă Turda. Mai are invitații din partea Muzeului Etnografic din Cluj-Napoca pentru o participare expozițională și sigură planificarea pentru o expoziție personală de mari dimensiuni pe care o va face la Centrul de Cultură Urbană Casino din Cluj-Napoca, din Parcul Mare al Municipiului Cluj-Napoca. Bineînțeles că în paralel va participa la toate expozițiile de grup ale societății noastre, care vor fi în număr mare, dat fiind faptul că avem timp de 8 luni de zile acces la Galeria Municipală de Artă din Turda. Este plăcere să fiu în atmosfera Muzeului de Istorie, o atmosferă plină de pioșenie, e o binecuvântare de la Bunul Dumnezeu să fie aici. Să te gândești că au trecut pe aici, au trecut generații și generații și o istorie întreagă a țării noastre și e un colț de istorie extraordinar de puternic. Ca să fie aici și să expui aici, să fii primit aici, e o deosebită plăcere și o onoare pentru mine și mă simt foarte fericit pentru că am putut să expun și am fost primit să expun aici. Mă pasionează și place foarte mult pictura și în mod special arta abstractă și iubesc foarte mult pictorii americani, de la Paolo Krauschenberg, Frank Stella, și puțin mă influențează, mă impresionează, mă încântă. Sunt mulți artiști americani care declară pur și simplu, păi eu nu vreau să pictez, eu vreau să pictez margini. Îmi place să fac pe nostru interior, că în general, în ultimii 15-20 de ani am început să studiez foarte mult despre univers, despre puterea gândului, a cuvântului, despre autocontrolul uman și nevec cu muzica, în general cu muzica simfonică, Brahms, Vivaldi, Chopin, și la lucrările moderne care merg spre decorativă, să spun, instalații. Am avut o profesoară la Liceul de Arte Plastice, Ana Lupaș, după aceea a fost și asistentă la institut. Era cea mai bună, una din cele mai bune textiliste din Europa și ținea foarte mult la noi. Și mă bucur că într-un semestru s-a supărat foarte tare pe mine. Și am lucrat și n-am prea lucrat. Și ți-am spus să faci lucrarea aia. N-ai făcut-o. 8 primești. Ești cel mai bun la mine. 8 îți dau.
fost o lovitură, s-a simțit la media generală, dar mi-a făcut foarte bine, pentru că m-am trezit și de atunci mi-a revenit la realitate și stare că asta este situația. Vreau să vă mai spun că folosesc orice, capace de borcane, de căpăcele de la sticlele de sucuri, apă minerală, diverse, piele, pânză, lemn, sfoară, ață și, bineînțeles, mașina de cusut, că trebuie să o repare, un Singer din ăla vechi, trebuie să o repar moștenire de la mama și să o ung, să o aranjez, să pot să cos. Adică, la un moment dat trebuie să fac colaj textil și atunci așa cum mâna se elege și prind, dacă coși la mașină frumos, e altceva. Și pe viitor mă gândesc că să aduc ceva bani, să iau o mașină de brodat și să combin și cu broderia și cu, da, cum am intrat în decorativă.